Această carte despre Rapid ar fi trebuit să fie scrisă altfel. Am luat, însă, un start greșit, precum Rapidul împotriva Arieșului. La ce mă gândesc? La o suită de 97 de schițe din viața Rapidului, în cinstea celor 97 de ani împliniți, 97 de autori, de la Grigore Grigoriu la Nichi Dumitriu, trecând pe la Vintilescu, Popiulian, Borș, Barbu II, Vintil, Filot, Marian, Valentin Stănescu, Mac, Nae Georgescu și toți ceilalți. Dar dificultățile variantei mele tactice au apărut cu și toți ceilalți. Ca la un semnal, glasul roților de tren a început să simtă atacurile tuturor celorlalți. Am încercat să betonez, dar mi-a fost imposibil. Toți ceilalți s-au năpustit asupra cărții, precum Celtic asupra lui Internaționale, cerându-mi pagini. Am încercat să le spun că mi-ar trebui cota de hârtie rezervată enciclopediei, dar mi-au răspuns că treaba asta e mai ușoară decât să porți pe umeri o echipă timp de 97 de ani. Am încercat să organizez o apărare ca să-i scot din joc pe cei mai recalcitranți, dar totul a fost în zadar. Până la urmă am fost nevoit să abandonez lupta. Din cartea despre Rapid rămânea doar glasul roților de tren, adică titlul copertei nescrise, pe care, din fericire, nu l-a contestat nimeni. Totul a pornit de la titlul salvat și de la fotografia din albumul celui care poate demonstra oricând că e primul suporter al Rapidului, Ion de Ion. Ion de Ion este cel care mi-a dăruit fotografia, o fotografie din anul 1923. Într-o după-amiază am făcut o plimbare la șosea ca să regăsim după 97 de ani punctele în care se afla trepiedul aparatului cu glugă neagră care fotografiase prima echipă a CFR. Apoi, bătrânul meu prieten a început să povestească. Am pornit spre fostul hipodrom de galop Băneasa. Am tăiat spre Grivița, ne-am oprit deseori, am făcut și un lung popas la feroviarul. Când am intrat din nou pe strada Hagighiță, mi-am dat seama că omul care îmi dăruise fotografia și scris, fără să știe, 20 de file. Nu mi-a rămas decât să-i dăruiesc titlul în schimbul fotografiei. Așa s-a născut a doua oară Glasul roților de tren, o carte care ar fi trebuit să fie scrisă altfel. Rapid, luptă dacă...